câteva lucruri tari să vă spun astăzi. În premieră, alături de mine, asociatul meu de la T-Shirt Factory, Mircea Nuțu, și împreună dăm 15.000 de euro în tricouri la doi câștigători. Unul a câștigat pe Facebook, unul pe Instagram, câte 500 de tricouri și mergem efectiv să le dăm aceste tricouri noi personal. Așa am hotărât? Da. Da, cel mai important, numărul 3, zic eu că ai uitat să-l spui, este faptul că este ultima filmare pe care o facem aici cu Unseen și T-Shirt Factory și nu închidem, ci doar ne mutăm la ceva mult mai mare și mult mai frumos, zic eu. Da, e ultima filmare aici în sediu, o să facem o filmare în nou sediu când va fi gata, chiar o să vă placă aia. Haideți să vă arătăm, se printează tricouri. Se printează acum, da. Hai, ultimele tricouri se printează, hai să le vedem. 12 cutii, astăzi livrăm 12 cutii, așa cum vedeți, cu modele din cele mai cunoscute, uitați. Urâții, urâtele mă de primă. Măta asta este tricoul Deliei. Dezbracă-te, trebuie să vorbim de la Kazaku. De ce mă întreb? De la Plic, de la Spic, de la cine asta? De la Spic. De la Spic. Amna. Puști, toate modele, efectiv modele de la noi de pe site, în toate culorile. Bun, asta, 12 cutii, pregătiți să primiți comanda. Să alimentăm și ne îndreptăm spre Pitești. Norocul nostru că nu e Râmnicu Vâlcea sau Satu Mare sau ceva. Mă bucur enorm că am ales să facem acest giveaway într-o vreme superbă. Ninge ca în povești, suntem pregătiți, nici nu e frig. Încât să vii până în Mărărești. Deci uite-te puțin, un grățe. Pe ce vreme am venit, nu ca așa, că am văzut vremea, am zis că e ceva... Și le-am zis tuturor, mă, n-are cum să vină, n-are cum. Dar ai gândit că venim noi să ce ducem? Nu, hai ținăuntru! Foarte frumos! Avem ciorbă! Stai că avem de cărat, stai așa. Stai că avem de cărat. 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 Stai că avem. A, întrebarea noastră. Ce vei face cu ele? Stai curios că n-aș fi ce fac oamenii ăștia cu ele. Dacă vrei să facem o chestie să adică le dăm tu, și să plătească din noi să donăm banii. Nu, tu trebuie să faci, poți să faci, poți să le vinzi, poți să le împarți tu la oameni, poți să le împarți în tot satul. Poți să faci treaba asta, să iei efectiv din sat în sat și să zici, bă, am primit asta și uite, toți din toate satele astea. Sunt de la toată lumea, de la mine, de la Delia, de la Kazaku, de la toată lumea. Hai să intrăm înăuntru, să găsim ceva. Face drăguț. Dar și ei că vin? Nu! Adică te gândeai că vin eu sau te gândeai că vin răbăieții? Nu, că poți să trimiți pe cineva din echipa ta. Ce e? Asta e strada sau comună? E comună. Bine, strada Codrina. Ui, du-să un pic să vezi. El e Liviu. Salut! Prima, să-ți dau ceva, Liviu, îmi pare bine. Să-ți dau ceva... Mai tare asta, pare nu, ceva mai vechi. Nu, asta are 30 de ani. Dar credeai că o să primești 500, că sunt curios, adică credeai în poveste, credeai că nu, ce ai înțeles? Credeam că e doar o chestie de marketing și atâta tot, adică... Da, dar nu avea cum să nu crezi, adică ce credeai că le livrăm până la urmă, ce doamne iartă, mă? Eu cred că toată lumea care face giveaway-uri, filme serioase, cred că le livrează cumva. Ce faci, Codir? Am o roabă de la loft plină de șampanie, de tricouri. Cine vrea un tricou să intre pe Instagram să-mi trimită un mesaj. A, bun așa! Alo, bună ziua! Am venit cu să livrăm giveaway-ul. Cumva nu? Suntem chiar pe colț. Da, la blocul, lângă bloc. Tu de ce ai vorbit? Nu trebuie să vorbești, mâncați așa. Păi de ce? Păi ți-a recunoscut voce acum? Doi băieți care livrează un colet? Da, poți fi șoferul și livratorul. Și vorbesc unul peste altul. Uite, o întreb, să vezi dacă și-a dat seama că sunt eu. O să zic că ești băiatul ăla din Miami Beach. Hai să vedem. Bine, fac pare. Era să mă dau jos, băieți. Am dat mâna, o să ne dezinfectăm pentru toți, dacă ne-ați văzut că am dat mâna, să știți că ne vom dezinfecta. Auzi, lasă și tu camera aia și vine să cărăm. Lasă vrăjeala asta cu vlogul cu asta. Am de filmat eu. Camera mea trebuie să ne facem. Nu-ți facem nicou.
Lasă-o acolo. Aia vă zice. Bă, sper să vă placă. Sper să ai ce să faci cu ele. Chiar sunt curios, te-ai gândit ce faci cu ele, 500 de tricouri? Că mie mi-a fost greu să le număr, sau ce mă gândesc ce faci fizic cu ele. Da? Vă bune că ne-a gândit ce faci cu ele, pentru că sunt 500 de tricouri, sunt și dubluri, sunt și mărimi de toate felurile. Adică mă gândeam, zic, bă, oamenii ăștia ori se apucă să dea ei la rândul lor să facă giveaway-uri, cadouri. Așa sau? Sau pur și simplu și deschid o tarabă la o podă, nu știu, mai deschis toborul? Adică poți să deschizi un business, bă, vreau să văd fiecare tricou. Perfect, să ne spui ce faci cu ele, stai bine. Da, chiar te înțelegi. A, ultima întrebare, fii atent că l-am scăpat pe pariu jos. Te-ai dat seama că sunt eu la telefon? Da. Maaa, mi-a stricat surpriza, plăcare. Follow la pagina, la toate cele. Ai verificat și tu? Înainte să livrăm jocul ăsta. Bă, vreau sincer? Am verificat. Bă, și dacă n-ai verificat la când le-am cărat aici, nu mai duc jos. Nu, niciodată, nu le mai cărat. Să ne spune și ați cu ele, chiar suntem curioși. Mulțumim că ne-ați primit, pa, pa! Am terminat aventura noastră și dacă tot eram aproape, n-aveam cum să nu ne oprim la un mic. Ia. Bine, un mic poate tu, că eu sunt mare, adică nu. Pentru el, doi. Mici.